Ample percheziții la cinci locuințe din Botoșani. Ieri polițiști au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi tineri din municipiul Botoșani. Cei doi indivizi de 20, respectiv 24 de ani, sunt cercetați penal pentru comiterea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, după ce s-au luat la bătaie cu alți tineri. Totul s-a petrecut sâmbătă noapte la un club din Parcul Cornișa. Cei doi, îmbătați cel mai probabil în abur de alcool, au sărit la bătaie la alți tineri de 24, 27 și 29 de ani din Botoșan și Comuna Corni, provocându-le leziuni fizice. Indivizii au aplicat loviturile cu un obiect contondent. În urma perchezițiilor, oamenii legii au identificat la locuințele vizate mai multe mijloace materiale de probă, cum ar fi articole de îmbrăcăminte, obiecte contondente și arme albe. Indivizii au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani. La acțiune au participat peste 40 de forțe de ordine.